Copiii de la centrul de zi din Dumbrăvița au avut un nesperat prilej de bucurie, pentru că iepurașul a venit un pic mai devreme la ei în acest an. Așadar, în miercurea din săptămâna luminată, Club Rotary Cosmopolitan din Timișoara a adus un zâmbet în sufletul celor mici, prin organizarea unei acțiuni caritabile destinată să-i bine dispună pe copii. Inițiatorii acestui eveniment deosebit sunt Daniela Bostan și Cristian Vâlcan, ambii fiind membri în Rotary Club Timișoara Cosmopolitan. Spuneți-ne, în primul rând, cine a avut inițiativa organizării acestui eveniment? Rotary Timișoara Cosmopolitan este clubul din care și eu și Cristi Vâlcan facem parte. Împreună ne-am gândit să încercăm să fim mai aproape de toți copiii din Timișoara, toți copiii instituționalizați și sau copiii care au probleme de diferite feluri în familie. Copii sărăcuți, copii care nu au unul, doi părinți lângă ei, unul sau ambii părinți lângă ei, copii care pur și simplu au talente și nu îi susține nimeni. Facem acest proiect care se numește Be a Gift to a Children și îi sprijinim așa cum putem pe fiecare în parte. De astădată, colegul meu Cristi Vâlcan a fost cel care a făcut legătura dintre club și centru de primire, centru de zi. Astăzi vom fi o zână și un iepuraș, vom fi aici să le dăm copiilor pachete, să facem o mică animație cu ei, să ne jucăm, să vorbim cu ei, să cântăm împreună cu toți ceilalți membri ai clubului Timișoara, Rotary Timișoara Cosmopolitan. Și totuși, de ce mai exact această inițiativă? De ce aici, în Dumbrăvița? Cred că la întrebarea asta mai degrabă răspunde Cristian. Dar ca o legătură, aș spune, pentru că peste tot sunt copii. Spuneți-ne, vă rog, cum de ați avut inițiativa de a-i contacta pe cei din clubul Rotary Cosmopolitan pentru a veni la centru de zi din Dumbrăvița? În primul rând, și eu sunt membru în clubul Rotary Cosmopolitan. Am cunoscut-o pe doamna director Alina din întâmplare, să spun așa. Am avut o mică discuție cu dânsa despre nevoile pe care le au și despre, să zicem așa, zisele probleme pe care le întâmpină. Și am încercat cu ajutorul colegilor mei să venim în întâmpinarea lor. Ăsta este primul pas în ceea ce înseamnă suportul nostru pentru centrul de zi Dumbrăvița, un centru relativ nou, având în vedere că este deschis de nu știu câtă vreme, 6 luni sau ceva de genul ăsta. Am profitat de Sfânta Sărbătoare de Paști ca să inițiem prima acțiune a clubului nostru aici la centru de zi. Prima dintr-o serie lungă de proiecte pe care le avem pentru copii nevoiași, pentru copii cu dizabilități și în general pentru tot ce înseamnă suflet neajutorat. Deci înțeleg că dumneavoastră mai faceți asemenea acțiuni și în oraș. Bineînțeles. Am avut câteva proiecte foarte interesante. Acum urmează, la sfârșitul lunii, dacă poate să mă ajute Daniela cu câteva detalii, urmează un festival internațional de teatru pentru copii cu nevoi educaționale speciale, la care așteptăm trupe de teatru formate din copii cu nevoi educaționale speciale, atât din țară cât și din străinătate. Așteptăm o participare de peste 500 de copii. În iarnă, preajma Crăciunului, am avut o altă ediție a festivalului Be a Gift to the Children, unde am adunat aproape 650 de copii de la casele de copii din județul Timiș. Am avut o piesă de teatru foarte drăguță la sala multifuncțională a Consiliului Județean. Și în Dumbrăvița mai doriți să veniți și de Crăciun, de exemplu, și în viitoare dați? Cu siguranță nu este un eveniment singular. O să, încă o dată, împreună cu personalul și împreună cu doamna director, o să încercăm să identificăm în primul rând nevoile lor și apoi să venim în întâmpinare, cum am mai spus.
În principiu, de Crăciun o să fie din nou acest festival Be a Gift to the Children și cu siguranță o să participe și copiii de la Dumbrăvița. În cadrul evenimentului, copiii împreună cu întreg personalul de la Centrul de Zi din Dumbrăvița, sub supravegherea directoarei Alina Lozici, s-au bucurat de un program artistic interactiv susținut de Zâna Cea Bună, interpretată de Daniela Bostan. S-au jucat, au cântat și la final a venit și surpriza cea mare oferită de apariția iepurașului, care a împărțit pachetă cadou celor 100 de copii prezenți în centrul de zi din Dumbrăvița.